Mașinile electrice își fac încet apariția și în România. Mitsubishi, dar și Citroen, au oficial la vânzare astfel de mașini, însă a venit rândul Renault să aducă, într-un eveniment la care a participat și ministrul mediului, două modele electrice care vor ajunge în showroom în 2012. Francezii au adus pentru teste berlina Fluence ZE și utilitarea Kangoo ZE, iar principala deosebire față de concurenți este că la început cumpărătorul plătește doar pentru mașină, urmând să achite bateria în rate lunare în următorii 3 ani. Marele avantaj, spune compania, este că mașina are un preț mult mai mic și mai puțin descurajant pentru cei dornici să conducă un automobil ecologic. Prețurile sunt departe de a fi mici. Fluence electric costă 27.000 de euro și apoi taxa lunară pentru baterie este de 79 de euro, în timp ce utilitarea Kangoo costă peste 21.000 de euro, iar taxa lunară este de 72 de euro. În ce mod este însă diferit să conduci o mașină electrică față de una cu motor termic? We can see that we have all the simple things just like a normal one. When we're going to start, we're going to see that we have some little noise and green light, which asks you the motor is ready, and that's it. After, you have the range of the car, and then for the rest, it's quite the same from another one. So then we have this little noise, and then here this green light, which asks you the motor is start. So then now, after you pass on drive, just like a normal one, and then we can go. Yes. When you stop or when you park the car, it's very silent, sure. But then you're going to see that we can have some little noise from the motor. Mm-hmm. And did Renault also added some noise for pedestrians? Yeah, for the moment it's they're still working for this noise because it could be a difficulty for the pedestrian. When you park the car, we don't hear anything. So we are working for this noise, but for the moment we don't have any noise. The maximum speed for this car is 135 kilometers. You can pass to 0 to 100 kilometers in 7 seconds. Interesant este că Renault nu recomandă încărcarea mașinii la o priză clasică, ci sfătuiește cumpărătorii să instaleze o bornă specială de perete care costă 4-500 de euro în Occident, însă oferă siguranța că instalația electrică din casă nu va avea de suferit în timpul încărcării. Cum vede însă Renault etapele prin care va aduce mașinile electrice în România? The first objective was for us the opportunity for 150 people to test life. Our new model range, electric model range, and that's why we decided to bring Fluence and Kangoo to let them test it here in Bucharest. After that, the next steps which are planned in Romania are that first we will write to all the cities which are more than 100,000 inhabitants to see if they've got some special projects or some interest to develop with us a partnership just in order to make a real test with real customers. It means we will have the answer from the cities, I would say, until the summer. And we'll take and we'll begin with the real test on the second half of the year until September. The beginning of the commercialization could be during the year 2012. What you will see before, I think, is Fluence in the street, linked to some partnerships we want to develop with public administration, but also with private societies, which are already also interested in developing this kind of mobility. Trebuie spus că autonomia medie de 160 de km a lui Fluence
poate scădea la jumătate dacă mergi pe vreme extrem de rece și folosești sistemul de încălzire. Mașina va merge mai puțin dacă rulează la viteză foarte mare, iar stilul de șofat agresiv poate duce și el la scăderea masivă a autonomiei. Totuși, Renault e convinsă că mașinile electrice sunt viitorul și pariază că în 2020 se vor vinde 6 milioane de astfel de unități pe plan mondial, evident referindu-se la întreaga piață.